Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități este un bun prilej pentru a ne exprima solidaritatea și respectul față de aceste persoane. În acea zi, autoritățile din Basarabeasca au vizitat cele două centre multifuncționale din raion. Recunoștința și Speranța, unde atmosfera a fost una plină de sărbătoare. Să fiți în pază lui Dumnezeu și să vă tragă atenția și să vă dea tot cei ce care vă înconjoară, să vă dea o atenție deosebită. Să fii mai bun la suflet de 100 de ori precum sunt acum. Elevii Liceului Teoretic Mihai Eminescu din satul Sadaclia au organizat un mic concert festiv. Pentru a-i încuraja pe cei din sală, micuții clasei 1 au rostit versuri pline de emoții. Lumea vrea să văd mai bună, fericită, iertătoare, vatra neamului străbună, să devină rai sub soare. Această zi are o semnificație aparte pentru protagoniștii noștri. Ziua aceasta reprezintă pentru noi invalizii, de bucurie, dar s-o zi de scârbă, cum să vă spun așa mai precis, că n-ar trebui pentru noi și ziua asta, ia? Dar dacă așa ni soarta, trebuie să răbdăm și să mergem așa cum este înainte. Ia că am venit aici și ne-am mai grămădit cu toții, că eu, de ce am spus, să oprească muzica, că eu să aud glasuri de oameni, că eu acolo n-aud pe nimeni. Care este cea mai mare dorință ta? Să fiu sănătos. Această zi prezintă o bucurie, un mic cadou. Cu ziua invalizilor îi felicit pe toți, pe toate persoanele care sunt mai triste ca noi. Le doresc mult, mult sănătate, curaj, viață lungă, să nu-și pierdă speranța și înainte, cu Dumnezeu înainte. Pe lângă toate dificultățile cu care se confruntă, precum sunt puținele resurse materiale, imposibilitatea de a participa în mod efectiv la viața politică, economică și socială, cea mai mare problemă a persoanelor cu dizabilități este distanțarea față de societate și lipsa de comunicare. Dacă ei ori comunica mai mult, eu socot că ori să se simte mai bine, ori să uite de problemele care știu că le au, dar ori să duc pe a doilea plan problemele, ori să îmbunătățească situația sănătății și oamenii vor pleca acasă mai liniștiți. La Centrul Comunitar Speranța, beneficiarii întotdeauna își găsesc alinare pentru suflet, printr-un zâmbet și o vorbă bună. Centrul nostru prestează un spectru larg de servicii sociale, sanitaro-igienice. În centrul nostru, deci, se alimentează zilnic 20 de oameni, dintre care jumătate din ei sunt undeva 10 persoane care invalizi, deci mâncarea este dusă la domiciliu acasă de către lucrătorii sociali. În raionul Basarabeasca sunt 1639 de persoane cu dizabilități, dintre care 256 sunt din satul Sadaclia. Cu prilejul acestei zile, 414 persoane au beneficiat de ajutor material în sumă de 400 de lei. În acest scop, Fondul Republican de Susținere Socială a Populației a alocat circa 166.000 de lei.